Horoscop săptămânal. Berbec. Abilitățile tale de comunicare, intuiția și sensibilitatea ta vor avea un rol important în această săptămână în ceea ce privește dragostea. Inovezi, descoperi, schimbi și întinerești. Te bazezi pe valori sigure pentru a evolua la nivel sentimental. Folosești bunul simț pentru a crea o atmosferă grozavă. Nevoia de a lua decizii este de o importanță pentru tine acum. Relația ta de dragoste nu este una sinceră. S-a întâmplat ceva în trecut, dar nici tu, nici partenerul tău nu ați avut curajul să vorbiți despre asta în mod deschis. Știți că dacă lucrurile nu se îmbunătățesc, viitorul relației va fi din ce în ce mai nesigur. Cu toate acestea, la finalul săptămânii, persoana iubită va încerca să vorbească despre problema în cauză. Nu-ți fie teamă, spune ceea ce simți și fii complet sincer. După această conversație se va decide viitorul relației tale. O creștere salarială, un bonus, o compensație, totul este în favoarea ta în această săptămână. O veste bună vine la timp, te bucuri și deja începi să-ți faci planuri. În aceste zile, situația ta financiară se îndreaptă spre orizonturi noi. Era de așteptat. Momentul este perfect pentru a juca la loto. Norocul este de partea ta. Perioada este propice, ți se va oferi o oportunitate unică de a-ți extinde afacerile și vei avea mai mult acces la ele deoarece dispui de suficiente resurse. Ți-ai gestionat banii cu înțelepciune, te-ai dedicat economisirii și în această perioadă vei avea posibilitatea de a folosi banii puși deoparte. Taur. Viața ta amoroasă este frumoasă și împlinită. Poți fi mândru de eforturile tale, dialogul și diplomația dau roade. De asemenea, senzualitatea te-ar putea apropia mai mult de jumătatea ta, nopțile fiind incendiare. Șeful tău ar putea remarca că ești obosit, dar acesta este prețul iubirii. Va trebui să iei câteva decizii care nu le mai poți amâna. Vei remarca că iubești persoana de lângă tine, dar sentimentele nu mai sunt atât de puternice ca la început. Nu te dai bătut pentru că știi că este perfect normal. Câteva eforturi și ușile se vor deschide în fața ta. Portofelul tău nu ar trebui să fie disponibil pentru cheltuielile inutile, compensând adesea o emoție interioară trecătoare. Preiei controlul bugetului, banii tăi merită să fie salvați. În această săptămână, conștientizarea îți stimulează încrederea de sine. Nu e o perioadă ușoară pentru că ai fost neglijent mult prea mult timp, iar acum trebuie să-ți asumi consecințele acțiunilor tale. Acționează la timp și muncește, astfel vei plăti scump pentru lenea ta. Gemeni. Viața ta sentimentală este bogată în emoții puternice și noi posibilități de împlinire. Drumul tău devine mai clar. Dacă ești singur, întâlnești oameni plăcuți și plini de optimism. Dacă ești într-o relație, te gândești la schimbări în cuplul tău, cum ar fi apariția unui copil. Din păcate, în cursul acestei săptămâni vei avea tendința de a acționa nesăbuit, iar acest lucru va lăsa urme vizibile în relație. Posibil ca tu și partenerul tău să nu reușiți să vă puneți de acord cu privire la o chestiune importantă. Fii atent atunci când vine vorba de bani, nu face lucruri care ar putea să se întoarcă împotriva ta. Ești tentat să cedezi în fața exceselor. Dacă ești implicat în afaceri, acestea devin din ce în ce mai productive. Te simți euforic și sentimentul acesta te determină să faci cheltuieli nesăbuite. Astrele te sfătuiesc să nu te lași condus de entuziasmul exagerat. Rac. Îți extinzi modul de gândire, te deschizi în fața ideilor noi. Dai viață planurilor tale amoroase și ajungi la persoana potrivită. Acesta este rezumatul săptămânii. Astrele te încurajează să faci un pas înapoi cu privire la sentimentele și nevoile tale. Pregătești ceva imperceptibil. Dacă ești implicat într-o relație de mult timp, tensiunea va fi prezentă în cuplu. Comunicarea dintre tine și persoana iubită este aproape nulă și nu vorbiți decât pentru a vă critica unul pe celălalt. Nu este nevoie de un om de știință pentru a-ți da seama că dacă situația continuă tot așa, relația se va încheia cu o despărțire. Dacă vrei să păstrezi alături persoana pe care o iubești, învață să te exprimi mai mult și mai bine. Dacă te deranjează ceva la partener, spune-i fără să ataci. Deții controlul asupra banilor, astfel încât începi să acumulezi rezerve. Veniturile cresc pe măsură ce noile proiecte înaintează. Oamenii spun că ești un negociator excelent. Riscurile pe care îndrăznești să ți le asumi se vor dovedi a fi profitabile pe termen lung. Ai ambiție și dacă ți s-ar oferi o poziție mai înaltă, ți-ai putea schimba foarte repede calea profesională.
Leu. Îți forțezi limitele și speri la ce e mai bine pentru tine. Astrele îți vor satisface așteptările și vor amplifica șansele de succes în dragoste. Fii îndrăzneț și mai presus de toate, crede în tine însăți. Vei avea ocazia să schimbi obiceiurile vechi din relația în care ești implicat. Nu-ți plac certurile și de aceea le vei evita cu orice preț în aceste zile. Totuși, această atitudine te determină să fii mai tăcut în fața comportamentului persoanei de lângă tine care te deranjează. Acest lucru nu este sănătos pentru niciunul dintre voi și nici pentru viitorul relației voastre. În ceea ce privesc banii, în această săptămână va trebui să depui eforturi mari. Pentru a-ți dezvolta afacerea sau proiectele profesionale, ai nevoie de finanțare. În aceste zile, va apărea o companie sau o persoană dispusă să-ți împrumute banii de care ai nevoie. Totuși, vei fi nevoit să le arăți beneficiile investițiilor tale. Ai idei foarte bune și proiecte excelente în minte. Folosește-ți puterea de convingere pentru a nu rata această oportunitate. Fecioară. Ești atrăgător și te poți remarca foarte ușor în această săptămână. Acționezi ca un magnet, trăiești momente minunate și cucerești inimi. Dacă nu-ți forțezi norocul, meriți toate felicitările. Dacă ești singur de ceva vreme, îți vei schimba atitudinea față de situația romantică actuală. Vei învăța să te bucuri mai mult de lucrurile bune pe care ți le aduce singurătatea. Te vei bucura de întâlniri intime foarte plăcute și nu te vei simți vinovat pentru asta. Iubirea va apărea în viața ta cândva, dar între timp, învață să te bucuri din plin de fiecare dintre etapele vieții. În ceea ce privește banii, în această săptămână vei fi obligat să-ți lași pasivitatea deoparte. Concurența încearcă să te elimine și îți caută latura slabă pentru a te distruge. Cu toate acestea, te comporți de parcă nu s-ar întâmpla nimic. Într-una din aceste zile, va avea loc un eveniment care te va trezi la realitate. Balanță. Viața ta sentimentală este plăcută și colorată. Astrele favorizează noi întâlniri în cazul în care ești singur și disponibil. Dacă ești implicat într-o relație, persoana iubită va lua deciziile pe care trebuie să le ia în urmă cu mult timp și pentru a nu mai amâna și de această dată, vei fi acolo pentru a pune presiune. Nu ai idee la ce se așteaptă partenerul de viață de la relația voastră. Pe de o parte, este foarte afectuos față de tine și îți spune că este dispus să planifice un viitor împreună, iar pe de altă parte dispare, nu-ți răspunde la apeluri și evită responsabilitățile. Realitatea este că nu ai nevoie să-ți spună ceva, știi ce se întâmplă, doar că îți trebuie curaj să recunoști și să accepti. Înțelepciunea îți va aduce satisfacții mari în ceea ce privesc banii. Ai scăpat de datorii. Afacerile funcționează fără probleme. Flerul tău este extraordinar. În această săptămână îți poți permite chiar luxul de a da lecții celorlalți. Bravo! Ai devenit propriul tău consilier financiar pentru fericirea portofelului tău. Scorpion. Schimbări mari apar în viața ta sentimentală. Ajungi la o răscruce de drumuri care ar trebui să-ți permită o mai bună exprimare și o mai bună afirmare a personalității tale. Îți pui la îndoială unele trăsături și le păstrezi doar pe cele care te ajută să înflorești. Ești în căutarea independenței, ceri spațiu de exprimare. Aceste metamorfoze te ajută să vezi lucrurile mai clar. Vei începe să-ți analizezi comportamentul mai obiectiv și în acest fel vei putea determina care sunt greșelile pe care le faci în mod constant. Ești pe drumul cel bun și continuă tot așa. Muncești mult și nu prea mai ai timp să te gândești la bani. În această săptămână ți se cere să o faci. Veniturile tale sunt în creștere, dar nu te bucuri de ele. Ia o pauză și profită de perioada bună pe care o traversezi. În ultimele luni ai făcut investiții importante. Nu au fost acțiuni nepăsătoare. Te-ai documentat bine și apoi ai investit banii în ceea ce ai crezut că este profitabil. Ai avut un fler excelent, însă trebuie să te oprești pentru a culege roadele. Săgetător. Crezi în ambițiile tale amoroase, mizezi pe puterea ta de seducție și pe echilibrul și simțul tău practic pentru a-ți transforma visurile în realitate. Tărâmul copiilor și al plăcerilor este favorizat și pot apărea evenimente neașteptate, dar pozitive. Este un moment bun pentru dragoste. Singurul lucru neplăcut este că unele dificultăți pot apărea pentru nativii singuri. Temperamentul lor îi îndepărtează de iubire, iar ei refuză să recunoască acest lucru. Săptămâna aceasta va trebui să te abții de la orice cheltuială semnificativă sau tranzacție riscantă.
În aceste zile nu face investiții și nu începe niciun parteneriat. Nu vei avea o gândire prea limpede, iar acest lucru te poate determina să faci alegeri greșite ce îți pot afecta simțitor situația financiară. Ai tendința de a face erori stupide care pot provoca pierderi grave. Capricorn. Nu există nicio posibilitate de a cădea în rutină. Dacă este vreo ocazie care îți permite să scapi de obiceiurile vechi, nu vei ezita să o faci în această săptămână. Astrele favorizează dorințele neobișnuite. Dacă ești singur, apetitul pentru dragoste revine. Vrei să-ți încerci norocul și nu ieșuiezi atunci când vine vorba de seducție. Vor exista vești neașteptate, dar excelente în domeniul iubirii. Persoanele care se despart sau divorțează vor avea parte de liniște în aceste zile. Separările sunt întotdeauna dureroase, dar în cazul tău, fostul partener a făcut tot posibilul pentru ca durerea ta să fie și mai mare. În ceea ce privesc banii, vei avea parte de o săptămână minunată. În aceste 7 zile, astrele te vor ajuta să rezolvi o parte importantă din problemele cu care te confrunți și care te-au afectat atât de mult. Soluțiile vor ajunge la tine prin cele mai neașteptate căi și vor fi surprinzătoare. Vărsător. Astrele îți permit momente tandre și te protejează de vremerea. Toată atenția este asupra partenerului de viață. Par dispus să faci compromisuri și nu vrei să superi persoana de lângă tine. Eforturile din trecut dau roade în ceea ce privește comunicarea. Mergi spre schimbări pe care încerci să le transmiți și celuilalt. Pe de altă parte, dacă ești singur, începi căutarea, iar Cupidon va fi de partea ta. Bucură-te din plin de această săptămână. Curajul te va ajuta să ai succes în ceea ce privesc banii. Știi să faci economii și știi cum să le folosești. Ambiția ta este de neclintit. Toată lumea poate remarca asta. Ești uluitor, iar proiectele tale prind contur cu viteza fulgerului. Însă vei avea grijă de asta fără probleme. Pești. Astrele te ajută să-ți îndeplinești dorințele și te conduc spre construirea unui viitor amoros fericit. Există pasiune în cuplu, așa că profită de asta pentru a-ți surprinde partenerul la orice pas. Vei experimenta schimbări pozitive în dragoste. Ai avut întotdeauna probleme serioase cu stima de sine. Nu te-ai considerat suficient de valoros și de aceea relațiile tale nu erau sănătoase. Partenerii tăi obișnuiau să te abuzeze psihologic și ai acceptat acest comportament fără să te plângi. Cu toate acestea, de acum înainte vei începe să te iubești mai mult și datorită acestui lucru, viața ta amoroasă se va schimba radical. Pozitivism și bucurie. În această săptămână vei primi vești bune cu privire la bani. Obții profit. Cu economiile stai bine, iar o creștere salarială te bucură nespus. Fericirea este mai intensă atunci când este împărtășită, așa că bucură-te de succesul tău alături de persoanele dragi ție. Horoscopul săptămânii.